Toți la Neața, suntem în legătură directă cu fostul nostru prieten. Fostul nostru prieten. Uite, vezi? Dacă te uiți aici, o să vezi că ai ceva în ochi care seamănă cu un bliț. Vezi? Nu mai am. Cu fostul nostru prieten Florin Dumitrescu, de profesie prieten, dar acum e cazul să... De ce nu vii, mă, în platoul nostru? Bună dimineața! Bună dimineața, da, ești pe bune, ești live? Eu chiar cred că am crezut... Băi, să nu zici, nu mă, suntem live, băi, să nu zici... Am intrat, suntem direct. Să nu zici vreo nezisă. Nu zic nimic, nu zic. Hei, salut, Florin! Care e... Așa, acum înțeleg, da. Hei, bine ai venit în emisiunea... Pentru că sunt la filmare, filmez non-stop. Mamă, uite, acum filmez. Lasă-mă, nu mă nebuni. Ce filmez, Florine? Bio cu tine. Da, las. Las, nu mai veni nici în platou, lasă. A, ce filmez cu, doar cu prietenul meu, Dani, și nu cu mine. Gata, am înțeles, nu e o problemă. Bă, nu e o... Dar de ce să ne purtăm pică, mă, pe... Nici, te rog eu, pornește televizorul, că eu nu cred că e live. Eu nu cred că am live. Păi, bă, fii atent, noi vorbim... Bă, scuză-mă, măi, Florin, noi vorbim oficial cu Scărlătescu, cu Bontea. Tu, na, așa știe lumea că ești mai prieten cu noi, mai hover, cum zicem, mai tovarăș. Și că încolo, taman, tu nu vrei să... Vino, mă, pe la noi, îți dăm un biscuite, îți dăm un... Mai povestim de șef la cuțite, mai povestim de fetele tale, mai ne... Vino, mă, pe la noi. Trebuie să vorbim cu Cristina? Tu să-mi zici, mă, dacă trebuie să vorbim. Suntem live, mă, omule! Nu cred. Până nu văd, nu cred. Nu cred. Da, bă, e live. Ce faci? Ce faci? Ce, ai zis o prostie? N-am zis nicio prostie. Nu, stai, no. Hai că e bine. Am încredere în mine. Băi, mai vii cu 2-3 burgeri și iar ne vedem peste 2 ani. Exact. Salut, no, ce faci? Zine ce faci. De ce ești așa de ocupat și ce faci cu atâția bani? Cu atâția bani? Păi am două fete, uite ce fac. Filmez. Ce să fac? Filmez. Am început sezonul 2 la Bio cu tine și e nebunie. Pentru YouTube. Și sezonul nou la Șef la cuțite, da? Păi... De-aia vorbesc cu tine acum, de sezonul nou la Șef la cuțite, pentru că acolo e șmecheria. Ce e nervant, că niciunul dintre voi nu poate să ne spună chestii de acolo și nu știu ce să vă întreb. Da, mă, eu pot! A, da? Cine câștigă? Te-ai dus departe. Gina. Da, băi, chiar cum a fost, mă, cu Gina? Ea a tras, era graviduță, nu? Și era, cumva, trebuia să vă suporte pe voi atâtea ore acolo. Caterinca, știi care e? Mm. La filmări, la sezonul 8, Gina era foarte irascibilă și deranjată de mirosuri. Aha. Ea, fiind gravidă, nu știa că e gravidă încă. Dar tu, nu știa că e gravidă. Tu care ești tată de profesie, știa imediat care sunt semnele. Băi, mi s-a părut mie ceva dubios la ea, știi? Și în momentul în care a confirmat că e gravidă, am început să-i scot ochii. Băi, vezi atunci... Când comentai că de ce prăjii încărnați, că miroase prea tare. Păi, dar stai că prăjii încărnați în partea alta a platoului. Aha. Adică, de unde până unde mirosești? După aia, când ne-am văzut, i-am făcut noi o cameră în platou unde să se relaxeze. Na, hai să avem grijă de ea. Îi aducea Scărlătescu de la el, de la cârciumă, tot felul de pofte, plăceri, gogoși și alte lucruri. Ați făcut și voi un masaj la talpă, cum se face la gravide? Ați lăsat-o să stea mai mult jos sau... Da, nu, a stat jos. Dar acum am văzut, camera e în partea asta la telefon. Așa, da, nu, mă uitam în partea la altă, nu știu. Dar vino, omule, în platou, că avem 6 camere cu macarale, cu puberul care e în ziua. Vino să te vedem odată la față. Uite, vino, duminică, Dani, avem o ediție specială, tocmai ca să punctăm momentul că vă întoarceți pe sticlă. Nu pot. Dar ce, mergi la biserică, de ce nu poți? Nu, asta cum mergi la biserică, chiar aș vrea să merg, că n-am mai mers de un an. Dar de când cu pandemia n-am mai mers și eu chiar mergeam la biserică în fiecare duminică. Nu, am filmare duminică, luni și marți. Mai întreabă o dată, am rată de plătit. Ce vrei să fac? Da, păi și noi.
Păi vezi, tu de ce mergi de luni până vineri la de prost. Și duminică? Da, mă duc, de prost. Nu, ai date, dragul meu, ai date. Bravo, bine ai venit. Bă, unde-i Dani? Băi, când vorbești cu Dani, întreb de mine. Când vorbești cu mine, întreb de Dani. Nu putem să fim toți în cutiuța asta mică la televizor. Că trebuie să te lăsăm pe tine. Poate mă, pentru că uite, tu, de exemplu. Vezi că ai în partea de altă camera. Ce am? Camera, acolo, acolo e camera. Aici e, da. Auzi, tu? Ia zi. La tine cuplul e foarte simplu. La mine nu știu cum să-l numesc. Pentru că sunt eu, Cătălin Sorin, Gina și Spic. Acum suntem 5. 6. E mai greu să ne prins pe toți. Aha. Ce așa am eu cu ceilalți? Eu cu tine am treabă, prietenul meu. Care am fost, ești prietenul meu, care ești tu, care ești prietenul meu. Ai fost prietenul ba, meu. Ba, uite, chiar te cred că e live. Nu mă așteptam să fie live, jur, nu mă așteptam. Nu bine, mă așteptam. Mă. Zine ceva tare. Duminică la ora 20 de astă dată, pentru că este premieră, Șef la cuțite sezonul 9, da. Luni și marți de la 20:30, asta am aflat. În afară de asta nu știm nimic, e totul foarte secret la voi. Păi fii atent, e foarte simplu. Sunt, poate nu e bine că dau din casă, da? Dau din casă, n-am ce să fac. 27 de amulete la audiții. Audițiile. Da, băi, Șef la cuțite nu așa expres. Da, mă. Acum da. Dați amulete și la audiții, nu mai dați cuțite? Dăm cuțite pentru concurenți. Așa. Dar bătaia aia mare între noi, că de-aia e Șef la cuțite, nu concurenți la cuțite. Șef la cuțite, că despre Cătălin, Sorin și mine. Așa. Adică alianța, întotdeauna e o alianță între doi versus celălalt, știi? Ca în Miorița. Și atunci avem aceste 27 de găteli, pentru că în fiecare zi de audiții avem o amuletă pentru care ne luptăm. Aha. Aceste amulete vor scoate din noi ce e mai bun. Hai să zicem ce e mai bun, da. Am vorbit cu Scărlătescu ieri și a zis că nu sunt trucate. La Betelul avem multe audiții. Și la audiții avem și melodia sezonului, care e pe linia melodică de la pam para pam pa pam pam tequila, așa. O să ne vezi des cântând treaba asta. Am înțeles. Deci și un pic de X Factor, bun? Zi. Exact. Dacă te uiți acum la ecran, o să vezi că sunt ca Rodolf. M-am așezat exact ca să-mi cadă becul ăla alb. Da, mă, lasă, am înțeles asta de interior. Bine. Asta. Fii atent, deci ne vedem duminică în platou. Hai să fim sănători. La pe la 10:30, dacă vii, e perfect. Îți pregătim ceva. Să vezi ce circotecă facem. Cum ce? Cum? Nu te mai aud. Nu te mai aud. Nu te mai aud. Deci, duminică, până la ora 1 suntem aici. Treci când povii cu fetele, avem și mărțișoare, avem și... Nu, povestim de vrei? Păi, zi mă că e ilegal să dai mărțișoare acum. În ce lume am ajuns? Nu mai e, gata, tu n-ai văzut ce a zis ministru? Și noi oricum suntem ilegaliști, semi-ilegaliști, ne ascundem, dar nu ne caută nimeni. Dar acum te mai întreb și o dată. Îmi ești foarte drag, mai ales cu cămașa asta, nu știu ce culoare e. Frez. Ce, cum? Unde e Dani? Uite, ți-l arăt acum, uite, Dani. Te rog. Îl vezi? N-ai cum să-l vezi, da, te-ai la televizor. Da, am văzut. Ba da, că am televizor pornind pe partea aia. Am arătat așa. Deci tu ești aici să faci prezența. Bine, mă. Da, deci băi, tu să-mi spui dacă te-ai angajat de la Șef la cuțite la HR. Că mi se... am vrut să anunț. Că dacă voi veniți la noi, da? Și eu și Cătălin și Sorin, ne purtăm cu amândoi foarte frumos. Voi, tu vorbești, voi vorbiți pe rând. Am înțeles că tu ai vorbit ieri, am văzut de fapt că tu ai vorbit cu Scărlătescu, cu Dani, cu Pontea. A căzut pe tine, tras bilețelul mic, acum bățul mic. Zic că nu vorbesc cu ăștia fără carne de conducere. Auzi că nu vorbește fără... Da. Asta înseamnă că nici cu tine, nici cu Scărlătescu nu prea. A rămas doar Pontea. Stai că sunt în friz. Bine. Buffering. Băi, dacă vii duminică la Neața, ediție specială că încep șefii, sau că e sfârșit de februarie, sau că am găsit noi motiv, facem nuntă, mă. Bă, nuntă. Cum îți place ție să gătești pentru 400 de persoane. Mă. Hai, și care e prețul la meniu? Ce? Prețul la meniu? O trimit pe șefa la negociat? Ia uite, bă, băiatul, el tot la bă, să gândești mai... Hai că trebuie să negociezi, vreau să gătesc cu 400 de persoane. Hei, salut! Cristina, tati Cristina, lăsați pe Florin să se joace cu noi duminică! Bă, golacul! Bă, golacul, bă!
Bă, mă omori, bă, vă omori, bă, băi, de-aia băi, nu mai faci prieteni din... Bă, atâta prietenii aveam și eu în televiziune. Bine, mă, bine. Hai, fă numai cum vrei tu, filmează numai cum vrei tu și după aia sună, bă, pe mine când ți-e doar și te apuca plânsul. Așa stă toată pandemia cu ăștia pe WhatsApp. Bine, dragul nostru, te salutăm, vă salutăm, vă pupăm, spor la filmări, sezonul nouă. Sezonul nou de Șef la cuțite, duminică la ora 20, de la 10 dimineața, pentru că așa suntem noi obișnuiți să muncim de cu dimineața, o ediție specială de neața, facem nuntă mare, iar șefii pregătesc meniurile. Uh-huh. Dani! I-ai spus de 400 de persoane, șefii din București n-au mai gătit toți deodată pentru 400 de persoane. Și că noua declarație de dragoste în domeniu ăsta artistic. Mi-e doar de tine ca de un concert live. A fost o glumă. Când o simțiți, să-mi spuneți.